Un medic și o asistentă de la Spitalul de Arj din Capitală au fost condamnați definitiv după o transfuzie greșită, un an și 6 luni de închisoare cu suspendare. Pe 13 iunie 2016, o femeie a ajuns în stare gravă la unitatea medicală după ce a fost mușcată de un câine. Pacienta a fost operată de urgență, iar apoi a fost transferată pe unitatea de terapie intensivă, unde cadrele medicale au început să-i facă transfuzii de sânge. Doar că înainte de administrarea unității de sânge, asistenta a determinat în mod greșit grupa sanguină, iar medicul nu a verificat metoda prin care s-a făcut testarea. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au demonstrat că doctorul a interpretat greșit datele, iar pacienta care avea grupa de sânge B a primit sânge din grupa A2. Pacienta a făcut insuficiență renală și a decedat la scurt timp.